Pe scurt, vreau să slăbesc. Era joi, m-am trezit, am vrut să mă ridic din pat, din prima nu s-a primit, am mai stat 5 minute, am încercat din nou, s-a primit, m-am uitat din ce cauză atât de greu m-am ridicat. Da, plus 20 kg timp de o lună, să adun, este tare. M-am pus pe cantar, 70 kg, normal, am spus, până când am aruncat și al doilea picior. Cantarul s-a stricat, fac, da, a devenit și timpul să slăbesc. Să slăbesc cutie de la chipsuri, am mâncat, am înțeles că așa nu poate să continui. M-am îmbrăcat pentru alergat, am ieșit afară, fac, afară e noapte, nu, stai, pur și simplu s-a întunecat în ochi. Organismul a început să ceară o șaurma, m-am concentrat pentru alergat, am început să alerg. Am alergat o minută, am început să slăbesc din puteri, m-am oprit, am început să transpir. Când am întors capul, am înțeles că am făcut doar 10 pași și nu mai am puteri să continui să alerg. Vreau acasă, să mănânc, adică să mai fac sport și acasă, să dorm, să fac flotări și așezări. Am început să mă râd, asta nu a fost o glumă, gata. M-am pregătit să fac 10 pași până acasă, cu greu, dar am ajuns în casă. M-am aruncat în pat, am vrut să dorm, stai, vreau să fac sport. Trebuie să aruncați câteva grame din corp. Am început să fac așezări. O dată, două, am căzut jos. Am început să scuip sânge. Am observat jos un chips. L-am mâncat. Wow, cât e de bine când mâncarea e lângă tine. Mi-a venit motanul în cameră. Am vrut să-l mănânc. M-am oprit. L-am pus să facă sport cu mine. El mi-a refuzat propunerea mea. I-am spus că nu-i mai dau mâncare. El a început să facă presul. Eu m-am enervat, l-am aruncat afară. Nu trebuie să se laude că poate să facă presul, dar eu nu. Am mers la cantar, sper că am slăbit azi cu vreo 10 kg. M-am apropiat de cantar, m-am urcat pe el, fac două, adică ora două și trebuie să fac prânzul și după să dorm. Pe scurt, vreau să slăbesc.